Azi avem holul holurilor, să sfârșească orice hol, pentru că o să fie, o să fie mult, o să fie mare. Pregătiți-vă, hai! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți? Azi am pentru voi un haul. Un haul to end all hauls de parfumuri, mă refer. Știu, mereu zic că e cel mai mare haul, dar ăsta clar o să fie a doozy. O să fie nebuneală. Și am zis, hai să intrăm direct în pâine. Dar înainte, un pic, trebuie să zic asta. În clipul trecut am făcut un giveaway. Dacă v-ați uitat până la final, o să știți despre ce e vorba. Și așa că am ales din comentarii. Undeva aici probabil o să pun numele câștigătorului, câștigătoarei, încă nu știu ce este pentru că eu filmez asta înainte. Și eu o să vă dau un comentariu ca răspuns la comentariul vostru. Și încercăm să luăm legătura, cumva, pe Instagram, pe Facebook, pe mail. O să vă afișez aici datele mele de contact, câștigătorul, dacă cumva nu-și mai găsește comentariu sau nu-mi vede mie comentariu. Luați legătura cu mine și hai să facem treabă, că vreau să vă trimit, să îți trimit pachetul până pe 1 martie. Așa aș vrea, da, acum să vedem și cum vrea soarta. Bun, hai să intrăm în pâine. Avem aici cutiuța cu vinuri. Da, vedeți bine, e arhi plină. Da, știu, am probleme, sunt nebună, am probleme. Dar știu că mă potolesc după chestia asta. Deci luna asta nu... N-a fost ok, nu. Trebuie să mă potolesc, să nu mai iau atâtea și să mă bucur de ce am. Așa zic că e mai bine. Primul lucru pe care vreau să vi-l zic este faptul că am redescoperit un brand de parfumuri românești. Pentru cine n-a auzit, e vorba despre... Acest brand se numește Vioris, da, lumina îmi bate mega ciudat pentru că a ieșit soarele. Yay, când fac eu haul a ieșit soarele, ce frumos. Vioris e un brand românesc, înființat de doamna Viorica Opriș. Îi găsiți pe parfumvioris.ro. Nu știu de ce vă arăt, că nu se vede nimic. O să vă pun și aici exact site-ul. Mai de mult am avut niște mostre, destul de multe, de la o prietenă care se uită. Cred că știi cine ești, nu e cazul să spun numele. Nu știu dacă vrea să îi spun numele pe clip și de asta evit. Mulțumesc frumos că mi-ai trimis acele mostre și le luam mereu în călătorii. Dar recent am văzut un clip al lui Ani de la Beauty Barometer. Și acolo ea vorbea foarte frumos de brandul Vioris. Și eu eram, dar eu știu brandul ăsta, dar știu. Și m-am dus și am căutat. Și chiar mai aveam aici niște mostre. Astea sunt ultimele rămase. Parfumuri care mi-au plăcut foarte mult. Mai am un pic din Paradise. Aici o mostră de, cred că e, da, e de 12 ml, nu e de 10. E un pic mai mare. Și vă țin ceva timp, mai ales că eu le foloseam doar în călătorii. Mie mi-a plăcut foarte mult parfumul To Be. Și așa că l-am luat, am dat o comandă și l-am luat și în sticlă mare. Nu costă deloc mult aceste parfumuri și sunt foarte, foarte bune și sunt parfumuri românești. Deci dacă vreți să susțineți un brand românesc de parfumuri, doamna Viorica Opriș, știu că a lucrat la Farmec mult timp, cam 30 de ani, dacă nu mă înșel, a făcut mirosul acela Farmec 16, dacă l-ați mirosit, ați apucat să-l mirosiți, știți despre ce vorbesc. Și mie mi se par parfumuri foarte reușite, naturale, nu simt nimic chimical în el, nu știu cum să vă zic, le asemăn un pic cu cele de la Jo Malone, nu știu ce mă duc când tot acolo, cumva. Știți cât iubesc eu Jo Malone. Deci am luat parfumul acesta, se numește To Be și arată așa. Sticluța e super drăguță, mie îmi place, e simpluță, dar drăguță. Are pe spate doar, adică pe fundul sticlei este eticheta. Scrie To Be, apă de parfum, 50 ml. Nu cred că există de 100 ml.
Cel puțin n-am văzut eu. Dar acesta a fost undeva la 60-70 de lei. Deci super ok ca preț. Cam asemănător cu prețurile de la Avon Oriflame. Numai că este mult mai bun decât orice de la Avon Oriflame. Da, am zis-o, am zis-o. Și persistă. Persistența lui e foarte bună. Mai am aici Paradise de la Vioris. Paradise, din câte mi-amintesc, acum asta să-l mai miros o dată. Da, miroase foarte bine a citice. Mi-amintește de cel de la Zara în colecția cu Jo Malone, Vetiver Pamplemousse. Numai că acesta nu are vetiver. Are mai mult pamplemousse decât vetiver. Și e foarte reușit și acesta, dar ce mi-a plăcut mie cel mai mult a fost acesta 2B, care e un fructat floral, bergamotă, mandarină, cireașă, zmeură, cardamom, am notele aici, floare de portocal, trandafir, iasomie, ambră, vanilie, mosc, santal, tonka și caramel, deci are de toate, de toate, are de toate parfumul ăsta și e foarte frumos, blenduit frumos. Fiecare notă strălucește așa aparte, niciuna nu e mascată, niciuna nu o murdărește pe cealaltă, înțelegeți ce vreau să zic? Mie îmi plac parfumurile astea, trebuie să recunosc. Și așa arată sticla de la 2B, v-am arătat-o deja. Mie mi-au plăcut foarte mult parfumurile astea și clar, cred că o să mai comand unul, încă sunt în dubii, nu știu ce, dintre două sunt acolo, am uitat cum se numesc. Le pun undeva pe aici pe ecran. Am mai testat de la ei, dar cu astea două am rămas, cu Paradise și cu 2B. Mai ales cu 2B, am zis clar că o să fac rost de sticlă mare, dar uite că de-abia acum s-a întâmplat. Pentru că mi-a amintit și Ani în clipurile ei, ea a vorbit de Vioris și vedeți că o să fie și un interviu cu doamna Viorica Opriș pe canalul lui Ani și de-abia aștept. Să fie foarte interesant pentru că femeia are experiență, are know-how, e în domeniu de ceva timp și știe despre ce vorbește. Bun, ce mai am aici? Am mai pus, da, nu e de la Vioris, este de la Maison Margiela, replica, din gama replica, cred că asta e de luna trecută rămas, da, nu știu ce, nu vi l-am arătat, cred că l-am uitat acolo pe fundul cutiei. Vorbim de coffee break. De mult vreau să încerc acest coffee break. Știți obsesia mea cu cafea. Dar nu este full bottle worthy. Adică nu l-aș lua în sticlă mare pentru că și costă. Cele de la Maison Margiela nu sunt chiar ieftine deloc. Sunt de nișă totuși. Și acesta miroase a cafea, dar o cafea foarte diluată cu mult lapte și un pic boozy, o cafea Irish, un Irish cream. Pe mine acolo mă duce cu gândul la un Irish cream, scrie aici Stockholm 2007, creamy and cozy coffee, female and male fragrance. Ok, ok, da, înțeleg, e unisex, dar nu ține pe pielea mea atât de mult cât aș vrea și... Și de asta nu cred că o să-mi achiziționez sticlă mare, oricum buzunarul meu o să-mi mulțumească probabil. Bun, hai să trecem mai departe, pe repede înainte, pentru că nu vreau să durez o veșnicie. Avem de la replica By The Fireplace, vi l-am mai arătat, dar vi-l arăt și în cutie, așa vine el, foarte frumos. Este acel parfum care miroase a foc mognit în șemineu, un foc un pic dulce, dar și un pic amărui, vreau să zic, dar o amăreală plăcută și este extraordinar în zilele de iarnă, zilele alea foarte reci, te încălzește, e cozy, e ce trebuie și rezistă pe piele, de asta l-am și cumpărat în sticlă mare, pentru că am testat mai multe de la replica, din gama asta replica și nu știu, doar acesta m-a convins să-l iau în sticlă mare, îmi place la nebunie sticla, uitați cum arată, e foarte mișto sticla. Are cam un fel de... Are o etichetă făcută dintr-un fel de material, așa. Mi-amintește cumva de sticlele acelea din... sticlele vechi din farmacii. Bine, farmacii de acum, aveau sticle din acelea maro la culoare. Nu știu dacă știți la ce mă refer, dar pe mine acolo mă duce cu gândul sticla și cum e eticheta pusă așa. E foarte plăcută la atingere, pentru că nu e de plastic sau ceva. E așa, e un material și e foarte mișto imprimat și mirosul e
E unic, adică eu n-am mai mirosit așa ceva să miroșa. O să mirosiți un pic a fum, vă dați seama că e miros a fumat, e un foc dulce mocnind, dar nu e miros de sobă de teracotă, de, nu știu, mirosul lui bunica. Înțelegeți ceva să zic? Nu e, nu se duce acolo. Bun, hai să vedem mai departe, hai, contratimp, să vedem. Să pun aici ce am vorbit despre. Bun, chocolate greedy, nu știu ce am cutia goală. A, da, aici vine, da, am văzut-o. Chocolate greedy de la Montal, primul meu Montal. Yay! Așa, primul meu Montal este un... un gurmand cu n-am mai mirosit așa ceva. Ați crede că miroase a ciocolată. Și da, poți să zici că miroase a ciocolată, dar eu mai mult simt biscuiți. Biscuiți, v-am zis, cred că l-am testat cu voi pe cameră, da. Deci nu mai insist. Văd biscuiți Belvita. Deci Belvita din aceea cu cacao. Da, e cam enervantă sticla și plus că e... Nu e genul meu de sticlă, acest recipient ușor. Bine, toate de la Montal sunt așa. Ei fac în aceste sticle. Nu, it's not my style, dar ce e în interior, da, e foarte mișto. Deci, biscuiți Belvita, puși toți într-un Ziploc bag, știți? Dați acolo cu făcălețul, făcuți praf. Și pe urmă deschideți punga și băgați mutra acolo și asta o să mirosiți. Da, mă enervează că tot fac cu el așa. Da, e foarte mișto, vine în săculețul lui pe care o să-l și păstrez. Cred că îi păstrez și cutia. Da, nu pot, la Montal nu pot să nu păstrez cutia. Bun, hai să trecem mai departe că avem multe. Ce mai avem aici? Un mic parfumel cu cafea, dar m-a surprins. Vorbim de The Library of Fragrance, Fresh Brewed Coffee. Adică, na, cafea proaspăt brewed. Aoleo, ce-mi scapă cuvântul ăsta. Cafea proaspăt făcută, ce să mai ne atâta pe noi. Bun, zice aici, simple, subtle, singular scents, each day, everywhere, la la la, lululu. Da, e plăcut, dar e... Cum zice, e simplu, e un solinot sau cum se zice. O singură notă de cafea, cafea pură, nimic altceva, dar e foarte interesant. Merge în layering acesta, cred că o să meargă bine cu anumite parfumuri, încă nu m-am decis cu ce, încă testez. Dar cine știe, poate fac și un clip cu layering dacă mi iese ceva, dacă mi iese o bombă atomică, nu vă dați seama. Și acesta singurel pe piele rezistă ceva timp, deci a fost 60-70 de lei, nu, 60 de lei de Penotino, 30 de mililitri. Gândiți-vă că Viorisul a fost tot 60-70, vreau să le iau, dar l-am pus în pungă. Viorisul a fost tot atât și vorbim de 50 de mililitri, un parfum mult mai complex. Dar și acesta nu pot să zic că nu e o cafea plăcută, doar că aș fi vrut ceva mai mult. Dar o să văd ce fac cu el, o să-l amestec cu alte parfumuri și pe piele chiar rezistă bine, pentru că are o textură un pic uleioasă și se agață mult timp de piele, surprinzător de bine pentru așa ceva. E primul meu parfum de la ei și poate cine știe, poate mai am. Bun, ce avem aici? Avem Jimmy Choo Fever, Jimmy Choo Fever, știți? Mihaelo, ce-mi faci tu, Mihaelo? Ea mi-a inoculat, îmi place să zic inoculat, mi-a inoculat acest parfum în minte și n-am putut să nu-l iau. Am avut și mai am mostră eșantion de la Brasti de 10 ml și m-a convins, adică m-am dat de câteva ori cu el, l-am purtat și am zis, da, trebuie o sticlă. Aș fi vrut o sticlă și mai mică, dacă se poate, de 30 de ml, cred că era adorabilă. Am găsit-o pe aceasta de 60 doar, adică nu găseam de 30 de ml. Sticla mai mare mă cam enervează, asta îmi place mai mult cum arată. Avem prune, avem licii, am aici notele, eu nu le memorez, n-am cum. Și la câte parfumuri miros și am... Să le spun pe de rost în niciun caz. Deci avem prune, licii, grapefruit, heliotrop, orhidee vanilată, iasumie, floare de portocal, boabe tonka, rășină benzoică, vanilie, cafea
alune și santal. Da, simt o prună, licii nu simt, grapefruit nu simt, simt boabe tonka, simt cafea. Da, o idee de cafea, dar nu prea pronunțată. Alune, ceva ciocolatos oricum. O ciocolată plăcută, nu atât de in your face. Nu ca la chocolate greedy, bine, acolo nu simt ciocolată, simt biscuiți. Dar sunt parfumuri oricum diferite, nu vorbim de același stil de a face un parfum. Acesta îmi place mai mult decât Jimmy Choo Classic. Îl am și pe acela în mostră mică, dar nu m-a determinat niciodată, l-am mirosit atâtea ori, dar nu m-am determinat niciodată să-l cumpăr în sticlă mare. Poate acel paciuli în continuare mă deranjează, e o paciuli cu un copară, un fuciuli, e originalul, dar acesta mi-a plăcut. Așa, ce mai avem? Ah, la Panther, desigur, de la Cartier. Avem această sticlă minunată, acest Chypre to end all Chypres. Mamă, ce-mi place să zic asta. Pentru o femeie sofisticată, elegantă, cu bani. O femeie burgheză. Așa îmi place mie să zic. Ultra feminin, super floral, fructat, pământiu cu lichen. Aia e și șipră, fructe uscate, avem căpșunele, avem ceva flori albe, avem rubarbă, da, se simte rubarba, gardenie și parcă ceva piersicuță sau caisă mai avem în acesta. E foarte plăcut, ultra mega feminin. Am fost în dubii să-mi iau această sticlă sau sticla nou apărută, aceea cu parfumul. Acum, în 2020, cred că a apărut sticla aceea, e mult mai mișto, mai interesantă, e o panteră așa în relief. Dar, nu aveam cum să-l miros decât să mă duc în Notino și să mă duc peste mări și țări. Mie mi se pare peste mări și țări să ajung în promenada mall sau în zona aia. Și am preferat să-l iau pe acesta pentru că știam cum miroase și mi-a plăcut foarte mult. De la început nu m-a câștigat acesta. Ceva mi se părea prea mult în el la început, dar cu cât l-am purtat, cu atât a început să-mi placă, până a ajuns să-mi placă atât de mult când am zis nu mai pot să stau și trebuie să-mi iau o sticlă. Nu știu, poate o să apuc să-l miros și pe cel nou apărut și cine știe, poate o să-mi pară rău că l-am luat pe ăsta sau poate o să-l iau și pe ăla. Cine știe, la cât de nebună sunt, mai fac și de-asta. Așa, hai că mi s-a întrerupt filmarea, dar nu contează, soarele îmi bate în geam pe față, îmi lasă niște urme superbe, dar continuăm, pentru că azi facem un haul to end all hauls. Dar ce place mie să zic chestia asta. Bun, l-aruncăm aici pe pat, vedem noi ce facem cu el mai încolo, unde îl punem în colecție, unde îi facem loc. Mai avem aici un Mancera. Tot așa, primul meu Mancera, primul meu Montal. Mamă, numai premiere avem în clipul acesta. Vorbim de Cedrat Boise. Acesta e un parfum unisex, zic eu. Bine, mai pe partea masculină. Ia să mă dau cu el. Ah, se deschide așa. Da. Ca să nu știați. M-am chinuit ceva timp să trag capa cu așa, dar nu. Bun, hai să vedem. Are lămâie siciliană, am aici notele, coacăze negre, bergamotă, note condimentate, note fructate, frunze de paciuli, cedru, pielărie, santal, vanilie, mușchi, moscal. Da, are un fel de Aventus vibes, dar nu mai condimentat și lămâia, am zis, nu se simte la fel de bine. Nu este atât de evidență pe pielea mea, cât iese cedru și frunzele acelea de paciuli. Și ceva fum sau tutun. Poate paciulii îmi dă vibes de tutun, că uneori pe mine paciulii așa iese la suprafață. Interesant de vară, cred că acesta o să fie... Ce mișto, ASMR. Da. Acesta o să fie foarte, foarte interesant vara asta. Și îmi place că nu e dulce. Da, nu e dulce și nu o să mă sufoce la vară, pe căldură, o să meargă foarte bine, zic eu. Deci e un citric, lemnos, condimentat, aromat, ce vreți voi. E foarte plăcut, cred că o să revin la el și o să fac un review mai amănunțit. O să-l port mai mult timp și atunci o să revin poate cu
un review la acesta, pentru că e foarte hype pe internet și vreau și eu să-mi dau cu părerea că na. Bun, trecem mai departe. Ce mai avem aici? Ăsta este de luna trecută rămas. Cum l-am trecut cu vederea? Nu știu. Vorbim de Muse, Angel Muse, EDT. Știți că am EDP-ul și acum am și EDT-ul. Că na, obsesia mea continuă la cote. Bun, EDT-ul are un paciu, tot așa, e un fruct chili. E făcut tot de Quentin B și am aici notele maracuia, mandarină, lămâie, cremă de alune, cu cacao, foacăze, vetiver, lemn, achigala, ciocolată, caramel. Da, e mult mai dulce decât EDP-ul, mult mai tineresc, purtabil, dar la fel, aproape la fel de rezistent. Bine, EDP-ul rezistă clar mai bine, dar EDT-ul, față de alte parfumuri care se laudă că ar rezista, acesta fiind doar un eau de toilet, rezistă mai bine decât un eau de parfum de la alte case. Dar vorbim de Mugler, vorbim de Angel Muse. Și da, e un patchouli pe care îl pot duce, chiar mult mai purtabil decât EDP-ul și pe acela aparent îl pot purta și l-am folosit, vi l-am inclus în parfumurile folosite de mine iarna asta. Ăsta o să fie clar și de primăvară, zic că ar merge, nu știu, de vară ar fi cam mult, dar o să fie folosit și acesta. Bun, trecem mai departe, ce mai avem aici? Ha, las pentru final, da, las pentru final, două de bărbați, că am și două de bărbați. Common Evidence, L'Eau de Parfum Intens. Este varianta mai intensă a parfumului pe care l-am deja, acela în sticlă mai mare și nu pot să-l desfac. Hai că poți, sau nu poți, aparent nu. Aparent vrei să ajungi pe bloopers, nu-i așa? Nu-i așa, Common Evidence? Da. Dar ce are? Da. Nu vreau să rup cutia, totuși. Așa. Într-un final apoteotic. Bun. Cred că mă grăbesc de asta. Common Evidence. Hai să mă mai grăbesc. Ce am de făcut decât în weekend să filmez parfumul, nu? Și să mă scald în parfumul, nu? Common Evidence, varianta intensă, e fix varianta originală de la Yves Rocher, numai că mult mai persistentă, mult mai puternică, mie îmi place foarte mult, e un floral de data asta, nu mai e șipră, într-adevăr, e un floral cu trandafir de damasc, pralină, iasomie, lemn. Scuze, eu și citesc, dar și mă mai blochez pe miros. Față de Common Evidence normal, care știu că are rubarbă, mult mai multe fructe și are și lăcrămioare acela și acel lichen de pădure, mă rog, oak moss, whatever, acea notă care îl face șipră pe Common Evidence original, acesta este catalogat doar floral. Într-adevăr, să zicem că lipsește acel șipră, dar e tot foarte frumos, lipsește lăcrămioara. Aici da, cred că asta, la asta se simte lipsa, dar e foarte frumos și îmi place foarte mult și nu știu, o să le folosesc în tandem la primăvară, acum îi vine și lui timpul. Bun, trecem mai departe, hai că se poate. Nu mai avem multe, culmea, nu mai avem multe. Și ziceam că e the hole to end all holes. Da. Bun, ce mai avem? Unul, Ariana Grande, Thank You, Next. Da, nu-l desfac, pentru că la acesta am de gând să fac un review, da, un review separat la Ariana Grande. Și la Thank You, Next, care are o sticlă ciudată, nu-mi place, bine, e ca acel Cloud, am scăpat de norișor și la acesta cred că o să scap de plasticul de pe el și inimioara aceea. Dar e un parfum interesant care mi-a atras atenția aproape instant, așa când l-am mirosit. Am primit o mostră de la Douglas, parcă, la o altă achiziție. Și atât de mult mi-a plăcut că în a doua, a treia zi, pac, am băgat comandă și mi l-am luat.
Ce mai avem, ce mai avem? Aici niște mostre și trecem la bărbații mei. Bărbații mei! Shout out to bărbații mei care sunt aici pe canal și nu comentează niciodată. Nu chiar niciodată, dar nu prea sunteți pe acolo, domnii mei, prin comentarii, așa că hai, băgați pe comentarii. Avem aici Ancre Noir, știți că vi l-am mai arătat, și Bentley for Men Intense. Da. Ancre Noir este acest acest vetiver de mor după el. Eu se pare că sunt mare fană vetiver. I don't care că e masculin rău de tot. I don't care. I will wear it. Nu mă interesează ce zice lumea. I will wear this. O să îl port până nu mai pot. Mai ales iarna. Merge foarte bine iarna, toamna. Toamna, iarna. Văd o pădure, un verde închis. Pe urmă vine pădurea. Mai întâi vine verdele închis, mă izbește așa peste față. Pe urmă vine pădurea. Cred că Wolfpick, da. L-a deschis ca o pădure după ploaie. Și da, îi dau dreptate. Sau ca parfumul lui Batman. E foarte dark. E o pădure întunecată din, nu știu, dintr-un baz din ăla mai creepy, așa, nu știu, dar e foarte interesant. E o odă adusă acestei note de vetiver. Parcă aveam și notele pe undeva, dar nu mai știu. Da. Este chiparos, e simpluț, chiparos, vetiver, cașmeran și mosc. Nu simt deloc moscul ăla, e cumva ascuns de mine, se ascunde. Pentru că nasul mi-e prea ocupat cu vetiverul dark și cu acel chiparos. Bun, hai să vedem, îl punem aici, că am vorbit despre el. Vedem ultimul și niște, da, ultimul și niște mostre. Bentley for Men Intense, mamă cât hype are acesta pe YouTube, internet. Într-adevăr, mulți bărbați îl apreciază. Eu l-am luat tot așa, pentru că mi-a plăcut nota aia de rom. Când am auzit notă de rom, ceva tabac, ceva pielărie, ceva fumătură, nu știu, parcă asta era. Am și notele pe aici, da, hai să vă zic. Piper negru, frunză de dafin, nu simt. Bergamotă, rom, da, romul se simte. Note lemnoase, stai că nu mai știu să scot, da. Note lemnoase, mamă ce greu e. Asta îmi place la parfumurile de bărbați, e foarte greu capacul. I like that. Rom, notele noastre scorțișoară. Da, se simte o leacă de scorțișoară, o leacă. Salvie. Mușcată africană, tămâie, da, tămâie. Pielărie, rășini. Pielărie și rășini și romul acela. Mai târziu paciuli, cedru. Lemnos, cal, condimentat, aromat, ce vreți voi. Singura problemă la el e că nu rezistă atât de bine, nu știu, toată lumea îl laudă, dar cred că eu am nimerit un batch recent făcut și după cum știm, tot ce este recent făcut, nu chiar tot, dar posibil o reformulare să fie avut loc și acesta să nu mai țină cât țineau cele de acum 2-3 ani, nu știu, zic și eu. Încă nu m-am interesat despre acest parfum atât de mult încât să îi văd toate batch-urile și să mă uit când a apărut, ce a apărut și când s-a modificat, dar cum toate se vor modifica la un moment dat, asta este tristul adevăr. Bun, interesant, parfum bărbătesc, da, aș vrea să-l simt pe un bărbat, dar de ce nu și pe mine? Nu, soțul meu nu s-ar da cu așa ceva, l-am întrebat și nu. No, deci nu e pentru el. Nici fratele meu nu l-a apreciat, dar nu contează să-l apreciez eu la adevărata lui valoare. Și, nu știu, e pentru un bărbat care e mai mult cu mașinile, cu toate, n-are legătură cu Bentley, cu mașina, dar îl văd cumva într-o mașină cu un interior de piele, o chestie de genul ăsta, un bărbat care se duce și fumează trabucuri, nu știu ce acolo mă duce cu gândul, cumva mi-amintește de Jazz Club de la Maison Margiela. Și acela era un fel de tabac cu ceva scotch, acesta are rom, acela avea whisky sau scotch sau ceva. Bun, foarte, foarte mișto și Bentley for Men, normal că s-au amestecat toate pe brațul meu, na, asta se întâmplă.
Și așa că o să mă dau cu toate din, din acest haul ca să miros a o parfumerie. Nu, am glumit. Asta a fost. Bine, asta a fost mai puțin două mostre pe care le am eu aici. Și anume Versace Eros Flame, acela nou apărut. Nu pot să zic că mă omor după el. Mai mult îmi place Eros original. Eros Flame. E drăguț și acesta, dar Eros original e... E parfumul ăla de bărbat spilcuit, așa, bărbat arătos care se duce în club, I don't know, în Miami, nu știu ce-l văd. Văd bărbatul ăla care se îmbracă într-un anumit fel, mai bine decât o femeie, ce să mai se îmbracă. Omul ăla pune foarte mult accent pe vestimentație, mie așa mi se pare. Da. Și unul care mi-a plăcut, Acqua di Gio, de la Giorgio Armani, Acqua di Gio Absolut. Nu știu dacă îmi place cel mai mult Absolut, dar e ok, are vibes, are, te duce cu gândul la frizerie. Pe mine acolo mă duce cu gândul. Curățel, în stilul Acqua di Gio, deci nu se depărtează prea mult. Cred că îmi place mai mult profumul, dacă stați să mă întrebați pe mine. Da, nu sunt expertă în parfumuri bărbătești. Și acesta îmi place. Cred că ar fi al doilea după profumul. Da. Așa, era să uit. Era să uit pentru că nu era aici. Îl pusesem deja la parfumul de folosit. Deci atât de disperat am fost după acest parfum. Și pentru că nu l-am pus în cutia cu noile achiziții, am uitat să vă menționez. Dar am revenit cu el. Vorbim de Jo Malone. Jo Malone, casa Jo Malone, normal. Obsesia mea continuă. Și continuă cu un Miren Tonka, primul meu din varianta Cologne Intens. Da, e mult mai... Mamă, cum e asta? E mult mai puternic. Miroase a smirnă, rășinos, a rășin, de fapt. Dar nu în stilul acela bisericos. Oricum, smirna și tămâia, nu, și mirul, nu tămâia, nu e același lucru cu ce știm noi din biserică. Dacă vreți clipul foarte bine realizat de Dana, de la Nas de Nas, cine nu urmărește pe Dana? Deci Dana face foarte clară informația asta în clipurile ei și nu e același lucru cu bisericoasele de le știm noi, adică cu mirosul acela din biserică, de mir și tămâie. Ușoară tentă masculină, ușoară mai mult decât ușoară. Trebuie să mă dau. Are lavandă, tonka dulce, așa, și unis cumva de mentă. Eu simt o mentă pe acolo, nu cred că e listat nota asta, din câte am văzut. Foarte subtil. Cumva mă duce cu gândul între gheață și foc. Văd așa o poză cu o flacără de foc și una de gheață, cumva, care se întrepătund. Nu știu de ce. E foarte... Trece parfumul, adică nu pot să mă duc cu gândul la ceva cald, cozy, când miros acest parfum, dar merge atât de bine pe vreme rece, cumva se aliază bine cu frigul și nu că te încălzește, nu e pe partea aia, dar cumva e așa o chestie între focul poate de la rășini și gheața de la mentă și lavandă și ce mai simt eu în el. Mă rog, foarte reușit, trebuie să-l mirosiți pe acesta. Nu am nimic asemănător în colecție. Dacă mai aveți drum și puteți mirosi cele de la Jo Malone, încercați și Miren Tonka și eventual spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut. Chiar sunt curioasă. Dar unele s-ar putea să-l considere mult prea masculin. Adică depinde acum, nu o să fie pe placul tuturor. Bun, de data asta chiar asta a fost, pentru că nu mai am parfumuri să vă arăt. Parfumuri noi, cel puțin. Sper că v-a plăcut și nu v-am plictisit prea tare. Ce să mai zic? Ne auzim la următorul clip. O să fie interesant. Poate mai apare cineva cunoscut. Maybe, că tot l-ați cerut în comentarii. Știți voi despre cine vorbesc. Poate dacă îl conving să filmeze cu mine de dragobete, așa îl șantajez în fiecare, na, de Valentine's Day, ciociobambus. Oricum nu sărbătorim Valentine's Day. Dar de dragul pete, baby, 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 baby.
Bine, v-am lăsat, v-am pupat, să aveți grijă de voi și de ai voștri. Ciao, ciao! Azi avem holul holilor, holul holilor. Azi avem holul holilor, holul cine a comentat o să fie acum luat. Vorbim de The Library of Fragrance, de la The Library of... Ei zic, lumea zice că ar fi un dupe, o clon. Nu. Un parfum asemănător cu Choo-choo train chucking down the tracks, gonna travel. Da-na-na, it's a one-way ticket to the... Știi, te uiți la mine, știi cine ești, cine mi-a băgat melodia asta în cap. You know.